seara, vă spune toată lumea. Astăzi avem dispoziția numărul 295 din 10-a 12-a 2021, privind convocarea membrilor Consiliului Local al Comunei Creșa în ședințele ordinare pentru data de 15-a 12-a 2021, ora 17. Consiliul Local al Comunei Creșa, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru ziua de 15-a 12-a 2021, ora 17, cu participare fizică și online, la sala de ședințe a Primăriei Comunei Creșa, strada Unirii, numărul 214, Comuna Creșa, județul Bacău. Materialele înscrise la ordinea de zi vor fi comunicate în format electronic și sunt următoare. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 02-11-2021, proiectul de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Bacău, la 30.09.2021, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimonial la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației Comunei Cleja din Comunei Cleja. E o greșeală acolo. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării studiului de fezabilitate înființare distribuției gaze naturale în satele Somuș, Cavalea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al investiției în formă actualizată. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Cleja și Somușca din Comuna Cleja, județul Bacău, faza Dali. Proiect de hotărâre privind cu privire la acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la cofinanțarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău, prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție în ființare distribuției gaze naturale în satul Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza DALI și DTAC, în vederea realizarea obiectivului de investiții, modernizare, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Sfântul Luca din satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, și pentru parohia romano-catolică Sfântul Francis de Assisi din sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, din bugetul local. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții, înființare parc recreativ și de agrement în localitatea Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor survenite în execuția lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea teren de sport la școala gimnazială Somușca, în satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, inclusiv actualizarea devizului general al investiției. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al 4-lea al anului 2021 și a listei de investiții actualizate pentru anul 2021. Toate proiectele au fost inițiate de Petru Iștoc și diverse. Și mai avem o suplimentare. Mai avem o suplimentare care... Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a tipurilor de burse școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din Comuna Cleja pentru anul școlar 2021-2022. Cam asta sunt. Supuneți-mă. Bună seara. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 2-11-2021. Cine este pentru? Aș avea eu de adăugat ceva, dacă permiteți. Bună seara. Doamna secretar, aș vrea să adăugați la procesul verbal un anumit aliniat la proiectul despre pavele. Și aș prefera să menționați acolo următorul text. La procesul verbal în urma dezbaterilor, domnul Mărcuș Adrian nu a fost convins de reducerea de 50%
oferind un preț de 42 de lei pe metru pătrat de la societatea comercială Dedeman, cu aceleași dimensiuni. Dar domnul primar Iștoc Petru a concluzionat că a cumpărat pavele și datorită faptului că doamna contabil șef a lucrat la firma producătoare de pavele, Elis, cred. În urma mai multor dezbateri nu s-a putut concluziona valoarea discountului. Domnul primar Petru Iștoc, vehiculând procente de la 50% la 35% la 25% și ajungându-se la concluzia că transportul a fost gratuit. Da, mulțumesc. Concluzionează. Într-adevăr, am spus că doamna a lucrat în comuna respectivă la primărie, nu la firmă. Deci dacă am greșit, înseamnă că acolo a fost greșeala, deci nu la firma respectivă, ea pur și simplu a fost funcționară la primăria Secuien. Dacă am avut un contract cu primăria Secuien. Primăria Secuien. Iar ca și... acum putem vedea, avem... Da, putem să punem filmă. Oferta, atunci n-am avut-o la dispoziție. Uitați, puteți să și filmați, ca să vedeți că... Prețul fără TVA, discount este 43,14, când se pune și TVA-ul, se ajunge la 50. Uitați, chiar vă rog să filmați așa. Poate verifica, este dată pe e-mail, înregistrată în 13.9. Nu s-a mințit cu nimic. Deci 43% sau 43%? S-a vehiculat, domnul primar nu a știut. Uitați, domnul Mărcuș, dumneavoastră ați verificat, puteți verifica. Nu a știut exact cifre. 50% de discount și pe când vă faceți de lucru și vorbiți aiurea. Cum adică, că e mai scump ce s-a achiziționat, n-am înțeles. Cum, ce ai găsit tu mai ieșit la propriu de demand? Haideți să nu discutăm despre proiectul deja aprobat. Discount 50% se simte. M-am uitat, s-a uitat la grosimea de 4, nu s-a uitat la grosimea de 6 cm. Deci el a fost într-o eroare. Deci eu am... Vă mulțumesc foarte mult. Eu am cerut doar să se consemneze în procesul verbal. Atât. Restul sunt procese aprobate, HCL-uri aprobate. Nu intrăm în detalii. Mai sunt atâtea obiecte? Nu, nu, nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Doamna Ștefanie. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja. Inițiator, primar Petru Iștoc. Am introdus un teren de sport în domeniul public, am trimis la Ministerul Dezvoltării, încă n-am primit niciun răspuns. Am primit. Legislația spune că dacă în termen de 60 de zile Ministerul Dezvoltării nu solicită nicio precizare sau vreo modificare sau un punct de vedere, înseamnă că el este acceptat în forma depusă. Și uitați, el este acceptat, au trecut mai mult de 60 de zile. Da. Cine este pentru? Să punem la vot. Punctul 3. Împotrivă? Abțineri? Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Cleja, județul Vacău, la 30 ianuarie 2021. Inițiator, primar Petru Iștoc. Avem ceva de clarificat? Ce proiect este? Ce număr este, doamna secretar? Ce număr are proiect de hotărâre? 85. 85, da? Da. Și v-am dat aviz favorabil. Cred. La... O singură. Doamna Șuștar, vă rugăm frumos. Deci la data de 30 a 9, din analiza de execuție bugetară se constată faptul că nu s-au înregistrat depășiri ale prevederilor trimestriale, plățile de casă au fost realizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, au fost respectate principiile execuției bugetare. Venituri realizate la data de 30 ianuarie 2021 au fost în proporție pe total de 91,63% realizat, din care secțiunea de funcționare a reprezentat 101,98%, dezvoltarea 58,31%.
cheltuielile efectuate la 30 ianuarie, pe total au fost în procent de 45,49%, din care funcționarea 58,61%, pe secțiunea de dezvoltare 20,34%. Veniturile au fost încasate în proporție 91,63%, conform anexei numărul 1 care a fost prezentată. Secțiunea de dezvoltare, dacă se dorește asta detalia, putem detalia pe ce sau pe ce obiective sau pe ce obiective sau cheltuieli. Mulțumim, alte întrebări? Cum? Hai să termin. Da, așa. La capitolul 51, pentru obiectivul de investiții, construire și dotare sediu administrativ primărie în satul Cleja, comuna Cleja, s-au efectuat plăți în valoare totală de 123.270,5, care reprezintă contravaloarea avizelor și acordurilor obținute a studiului de fezabilitate. În momentul de față, sediul administrativ de primărie este în evaluare la CNI, a intrat în etapa de evaluare. La capitolul 65,5, unități de învățământ. Pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 1, s-a achitat suma totală de 104.855,75, reprezentând contravaloarea studiilor topografice, studiului geotehnic, documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, avize și acorduri. În prezent, proiectul este depus la AFM, a primit numărul de înregistrare, numărul 96, și a intrat în etapa de evaluare. Pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la școala gimnazială numărul 2 Cleja, din comuna Cleja, de Bacău, s-a achitat realizarea studiilor topografice 1071 de lei. Pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, program PNDL 2017-2020, s-a achitat suma totală de 140.053,08, reprezentând lucrări de execuție și contravaloarea serviciilor de diriginție de șantier. Pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare grădinița numărul 2 Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, program PNDL 2017-2020, s-a achitat suma de 27.942, reprezentând furnizarea și montarea mobilierului din grădinița numărul 2. La capitolul cultură, recreere și religie. Pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport, școala gimnazială Somușca, comuna Cleja, s-a achitat suma totală de 127.378,78 lei, reprezentând lucrări de execuție și contravaloarea serviciilor de diriginție de șantier. Pe capitolul 6705, finanțări nerambursabile, proiectul construire teren de sport multifuncțional, s-a achitat suma totală de 127.241 de lei, reprezentând lucrări de execuție, servicii de diriginție șantier și taxe ISC. Aici este de precizat că proiectul a fost implementat, s-au decontat toți banii, urmare căruia el a fost înscris în domeniul public și urmează a fi înscris și în inventarul din contabilitate. Capitolul 70-50-50. A fost achitată strategia de dezvoltare a Comunei Cleja pentru perioada 2021-2026. Capitolul 84-0301, drumuri și poduri. Pentru obiectivul de investiții, modernizare prin asfaltare, drumuri de interes local în satele Cleja și Somușca din comuna Cleja, județul Bacău, faza Dali, s-a achitat suma totală de 41.099, reprezentând studii geotehnice, documentații pentru avize și acorduri și expertiza tehnică. Pentru acest proiect s-au obținut toate avizele, inclusiv avizul de la Apele Române. Pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri sătești din comuna Cleja, județul Bacău, faza Dali plus DTAC, s-a achitat suma totală de 10.593, reprezentând studii geotehnice, avize și taxe SRO. Acest proiect a fost depus pentru finanțare pe programul Angelo Salini. Pentru obiectivul înscris în lista de investiții, sistem auxiliar de montare și control al lamei de dezăpezire, s-a achitat suma de 9.019 lei. Execuția bugetară la 30 ianuarie, propusă spre aprobare, prezintă poziția și performanța financiară a UAT Comuna Cleja, precum și informații referitoare la
activitatea desfășurată în condiții de echilibru bugetar și în interiorul indicatorilor financiari probați prin bugetul de venituri și cheltuieli. În perioada 01.01.30.2021 nu s-au înregistrat depășiri ale creditelor bugetare alocate, nu s-a înregistrat refuz de acordare a vizei CFP, activitatea financiară contabilă s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Da, aveți aici pentru obiectivul înscris în lista de investiții sistem auxiliar de montare și control al lamei de dezăpezire de pe autobasculantă. S-au dat niște bani. Pentru ce? S-a făcut un sistem, o lamă, știm, deci, un suport. Despre ce este vorba, da. Pentru ce? Atâta timp când am avut săptămâna trecută zăpada respectivă și n-am văzut mașina ieșită pe stradă. Anul trecut s-a mai montat odată sistemul hidraulic. Anul trecut s-a mai investit. Mașina a fost programată. În ziua respectivă... A fost programată la revizie anuală. Deci poate dovedi aveți dovezi de acolo. Deci la revizie anuală. Revizie anuală din cauza asta. Exact. Și nu s-a putut pur și simplu acolo, dacă îți treci rândul, nu-ți mai puși în ziua în care te programează, trebuie să fii acolo. Tot atunci, stați puțin. Noi am făcut contul de execuție acum facem. Exact. Asta înseamnă că acum cum ar veni am dat bani. Proiectul de hotărâre locală l-am adoptat acum ceva vreme. Avem un an. Și anume cei 9.000 de lei prin HL. Da, problema dumneavoastră a spus de ce n-a ieșit mașina. Da. Păi mașina n-a ieșit pentru că a fost programată. Iar lama există. Lama există. Da, există. Eu merg pe proiectul în sine acum. Adică noi am făcut contul de execuție. Contul de execuție înseamnă că am plătit deja suma asta. Sigur, așa este. Dacă noi am plătit, înseamnă că am făcut un HCL în trecut care trebuia să implementeze. Aș vrea să... Ați aprobat în ședință de Consiliul Local, prima ședință de aprobare a bugetului, ați aprobat o listă de investiții în care a fost înscris și acest sistem auxiliar. Acest sistem de auxiliar s-a achiziționat, s-a făcut și s-a montat. Și s-a făcut plata. Când? Atât. Da, este montat. Sunt documente, am acesta. Deci vă... Este fizic. Deci nu vreau să intru în siajul în care dumneavoastră vreți să-mi spuneți că domnule s-a montat, dar n-am ieșit în drum că n-am avut chef. Că asta înțelegem. Nu este adevărat. V-am spus. Bun. Că mașina a fost programată la revizia anuală pentru că este în garanție. Și a fost... S-a întâmplat în aceea zi. Nu ne înțelegem. În aceea zi ce să-i fac. Domnul Gherfin, nu ne înțelegem. Haideți să vă explic cum stă treaba. Noi facem un HCL în care aprobăm niște bani pentru a face o lucrare. Da. Lucrarea aia a făcut... Deci proiectul de hotărâre locală a fost votat pentru data de când a fost. Acum câteva luni. Trebuia implementat programul, adică de făcut ce doriți dumneavoastră la amă, nu sunt specialist. Okay. Da. Și acum contul de execuție este doar că noi am plătit treaba asta. Dar nu deci, poți plăti de una, că nu ai factură și nu ai de una, decizia suportului respectiv. Lăsați-mă, lăsați-mă să termin. Nu, eu nu vin ca reproș, eu vin doar să primesc doar niște explicații și atât. Da, restul, da. Reproșurile nu și-au rostul. Da. Deci, dacă noi am făcut treaba asta și trebuia plătiți banii și acum noi am venit cu contul de execuție, trebuia să fie montată lama. Deci ce îmi spuneți dumneavoastră, ce înțeleg eu sau ce înțelegem noi? Înțelegem faptul că în aceea zi ați făcut și programarea, în aceea zi v-a făcut și lucrarea, în aceea zi ați și plătit. Nu, ați înțeles? Dați-mi voie să vă explic, stați, domnul primar, că potrivit legilor în vigoare, se contractează, s-a contractat confecționarea acestui sistem. Sistemul a fost contractat, a fost adus, a fost recepționat, da? El se pune, se montează în momentul în care este zăpadă, da? Dar dacă în ziua în care a fost zăpadă nu l-au montat, asta nu înseamnă că eu nu trebuia să plătesc. Eu l-am plătit undeva prin aprilie. Mi-ați dat răspuns. Da? V-am dat răspuns. Mi-ați dat răspuns. Mulțumesc. Mi-ați dat răspuns, să știți. Da. Fără să treci, mi-ați dat răspuns. Da. Deci nu l-am avut montat în ziua pe zi. A trebuit să meargă în ziua aia la revizie. La da, urgență, și nu se putea duce la revizie cu sistemul montat. A fost programare făcută. Nu a fost urgență, a fost programare făcută. Programare cu mijlocuire. Dar n-ai încotro, când ai cumpărat mașina, el zice la un an, vii cu revizia. Dar DAF-ul nu face programare când vrem noi. Da. Dacă vreți să vă contrazic, vă contrazic și pe treaba asta. Eu am foarte multe cunoștințe la DAF și la DAF nu este foarte aglomerat. Dar eu știu că nu sunt programat la dentist când aveam ședință. Dar s-a programat problema nu asta, se vede. Dacă știam cu o zi înainte, dar putea să nu lingă în ziua respectivă. Eu de ce vorbim? Eu normal am venit pe partea de execuție. Da, am explicat. Nu cine ce-a făcut. Dar execuția de aici sunt toate plățile de la 1 ianuarie până la 30 ianuarie. Iar acest sistem prin aprilie s-a... Da, a fost o coincidență. Da, bine. Da, supunem la vot proiectul. Alte discuții.
discuția a fost atunci. Mai avem discuții la acest proiect? Nu. Spunem la vot atunci. Cine este pentru? Abținere. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul ADIS, inițiator primar Petru Iștoc. Este cotizația anuală care e de 6.000 de lei. Da. O supunem la vot. Cine este pentru? Nu, pentru Ștefan. Pentru. Da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Comunelor din România. Inițiator primar Petru Iștoc. E vorba de 1.500 de lei. Da. La anual, care se dă la Asociația Comunelor. Să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării studiului de fezabilitate, înființare distribuției gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al investiției în formă actualizată. Inițiator primar Petru Iștoc. În prima fază, știți că luasem o porțiune de 800 de metri, care era în totalitate eligibilă, adică nu trebuia să dăm niciun leu. Acum avem 2,4 km. S-a făcut iarăși acest calcul de distrigat și rentabilitatea ne-a ieșit 40%. Diferența va trebui să punem noi când după aprobarea asta și după ce se face licitația să vedem ce sumă va fi. Dacă îmi dați voie. Cristina, spune. Deci acel proiect despre care discută domnul primar urmează. Proiectul acesta este în legătură cu Valea Mică și Somușca. Inițial s-a făcut un studiu de fezabilitate pentru Valea Mică și Somușca. După depunerea acestuia la Târgu Mureș, la Delgaz, în timp ce era în evaluare, au intervenit modificări legislative. S-a modificat legea 123 și atunci ne-au acordat licență pentru Somușca și a spus că rămâne Valea Mică fără licență. Atunci ne-au comunicat că noi am făcut o adresă scrisă prin care am solicitat să ne spună stadiul în care este și cum putem continua. Pentru că s-au modificat niște indicatori tehnici. Ei ne-au precizat în felul următor că va trebui să reactualizăm studiul de fezabilitate și să dispară satul Somușca, deoarece are licență și trebuie să facem studiul de fezabilitate numai pentru Valea Mică. Atunci când s-a văzut poziția Delgaz, proiectantul a spus, dacă tot vă fac Valea Mică, nu vă fac numai 850 de metri, vă fac 2000 și ceva de metri, ca cel puțin să înțelegeți ceva. Dar pentru asta a trebuit reactualizat studiul de fezabilitate. În material, dacă ați observat dumneavoastră, am explicat care erau indicatorii tehnico-economici din SF-ul din 2018 și care sunt indicatorii economici din studiul de fezabilitate din 2021. Acest studiu de fezabilitate reactualizat, el a fost depus la Delgaz ca să ne calculeze cota de eficiență, exact ce spunea domnul primar. Au considerat cota de eficiență este de 40% și cota ineficientă este de 60%. Dar pentru aceasta noi trebuie să avem aprobat studiul de fezabilitate și de-abia după aceea să trecem la aprobarea unui acord de principiu de cofinanțare a acestui studiu de fezabilitate. Dacă doriți să detaliem un pic indicatorii tehnico-economici, îi detaliem. Dacă ați studia materialul, rămâne la nivelul studiului dumneavoastră. Am eu întrebat la dumneavoastră. Da. M-am uitat la societatea care a făcut-o și se numește, că îmi scapă mereu. Sece Cot Proiect. Așa, este domnul Coțofană Constantin. Da. Deci nu am nici nu pot măcar să îl contrazic. Omul este specialist, ce-i drept e specialist. Întrebare, doar o întrebare, dar asta nu am răspunsul eu la ea și nu. Puteți, nu. Poate am eu. Da. N-ar fi fost mai bine să se facă încă o stație de pompare către Valea Mică? Nu știu.
În momentul în care am depus studiul de fezabilitate reactualizat, Delgazul emite o soluție. Soluția este a lor. Ei au considerat că pentru localitate, pentru consumul preconizat pe Valea Mică, este suficientă instalația pe care o propun. Da? Există o singură țeavă care merge la Somușca și ei se înțeapă în țeavă, practic. Da, și scrie să o muncă la Valea Mică. Nu are legătură, pentru că SRM-ul nostru este la calea ferată. Da. Este și numai face stânga, care face spre Valea Mică, și dreapta spre Cleja. Nu vine pe partea asta? Nu. Să merge pe SDR-ul 11. Nu, ăla e acolo și ala intersecție, se face la... la pod, acolo face stânga, nu are nicio legătură, nu. Noi avem o planșă mare, dacă dumneavoastră doriți să vedeți. Da, este și o planșă mare prin care ei, deci Delgazul pe asta a dat aviz. Alte discuții. Alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Cleja și Somușca, din Cleja, județul Bacău, faza Dali. Aveți întrebări? Noi avem două seturi de proiecte, care avem un proiect finanțat prin... Care l-am depus pe Anghel Salini, iar acest proiect vrem să-l facem pe finanțarea noastră, pe banii noștri. Aș putea să citesc dacă e cazul, dacă nu, atunci știți că majoritatea străzilor sunt prinse din comună. Ce nu se face acum, se face pe programul Anghel Salini. Deci toate drumurile mari, nu știu, dacă o să rămână aici, colo, câte un căpățel care să spune nu o să fie, în rest toate drumurile o să fie asfaltate din comuna Cleja, să știe toată lumea. Așa da eu. Am văzut că sunt multe alei care nu sunt prinse și aș putea să vă dau două exemple. Bun. Exemplu care se plâng foarte multă lume, la Aleea Voinței, ar fi. Este cu 103 lungime pe linia 103, este uitați. Este? La punctul 9. Da. La punctul 9, da. Este. Da. Aleea Mori, ar mai fi, care noi? Strada Malului. Strada noastră este 124 de metri, avem două poziții pe strada mală, la numărul 5, 124 și 30. Haideți să citesc, că da, nu că am studiat. Avem, dar văd că... Păi, dar oamenii se știe. Atunci era vorba că nu era prins în proiectul care era de APNR. E de parte cealaltă. Am înțeles. E să fie important, e să fie în... Avem o stradă unde este extravilan și nu putem interveni pe ea. Da, Sfântul Marcu-i prins. Da, citesc într-un minut, am citit atât. Margaretelor, Progresului, Sfântul Francisc. Stai o secundă, două zile. Margaretelor, Progresului, Sfântul Francisc, Brădișului, Malului 2, Agricultorilor, Edere, Șoimului, Alea Voințelor, Păunilor, Țărâncuței, Buducului, Soarelui, Velniței, Alea Viilor, Clopotelor, Piștacului, Cigașului, Uifogașului, Sfântul Marcu și Florilor. Care lungimea de... Nu, asta stau. Deci, astea sunt pe proiectul ăsta. Restul care sunt, sunt pe celălalt proiect. Avem o problemă și nu știu cum să începem. Străzile care sunt aici, este foarte bine că le avem. Problema este că celelalte străzi pe care noi le-am adoptat în HCL 73, în ghidul de finanțare al guvernului, noi ar trebui să îndeplinim niște condiții. Aici intervine riscul ca proiectul pe care noi l-am adoptat, HCL-ul ăsta 73, care l-am, să nu ne-l aprobe. Există riscul. Nu există. Eu termin ideea dumneavoastră. Da. Eu aș propune așa, eu aș face un amendament și aș spune să facem pe proiectul ăsta să trecem și străzile de pe HCL 73 și să împărțim pe toată lumea, pentru că dacă nu se aprobă HCL-ul 73 de la guvern, rămâne numai cu astea la alte. Asta ar fi una la mână. Dumneavoastră vă asumați riscul ăsta
Dacă nu e, o să sară lumea în cap și o să spună, domnule, uite... Nu, mai ies prima. Asta e sancțiunea cetățean. Dar trebuie să discutăm exact da. Legislația. Dar e... Nu, dar vă explic imediat, domnul George. Și eu. Deci, da, terminați și după aceea ridic. Dacă-mi permit. Da. Străzile care le avem aici sunt alea mai micuțe. Dacă ați observat dumneavoastră, la ce m-am uitat și eu. Știu. Ei, și atunci merge... Aici, dacă stăm bine și ne gândim și ne uităm, noi avem banii, practic. Adică e foarte ușor de făcut aici. La oamenii ăștia care au toate străzile astea până la punctul 16, 17, 21, pardon, da, în valoare de, pe o lungime de 3600, adică 3 km și un pic, da, ăștia îi facem siguri. Da. El, nu mai suntem așa siguri. Și dați-mi voie ca să mă îndoiesc. Vă spun că sunt foarte sigur, dar acum terminați-vă ideea, dacă mai al doilea amendament, dacă tot am intrat în cora asta și avem bani, avem tot ce ne trebuie, 5 milioane sau ceva de genul ăsta din ce am citit eu, ce mi-aduc aminte aici, ca să nu mai derulez. Felicitați. Eu aș propune și aș face un amendament să terminăm lucrările astea, să fie termenul de execuție 2022. Adică să le dăm de treabă în iarna asta la tot ce înseamnă faza... toate fazele, toate avizele și în vară să avem asfalt la oameni. Asta e amendamentul. Aici, pe drumurile astea. Da, așa da. Deci termen, să modificăm termenul de execuție, să ne ducem în 2023-2024, ce am citit eu, vă spun ce am citit eu, și da, să ne ducem pe termen de execuție 2022. Asta e amendamentul pe care eu l-aș vrea. Acum, mă lăsați să vă spun ideea mea. Sigur, drumurile care sunt acum depuse sunt, într-adevăr, drumuri mai importante. N-ai cum să spui că hai să aștept pe ăla, pentru că ai depus un proiect deja. Pentru, n-ai voie să ai o dublă finanțare. Tu trebuie să riști până la urmă, asta este. Dar să vă spun de ce acest proiect va fi. Sigur, pentru că majoritatea primăriilor, dacă nu fac câte un proiect... Și guvernanții noștri de sus știu că dacă acest proiect nu va fi finanțat, proiectul care e depus, ei o să aibă de pierdut. O să vină, sigur, USR, o să vină, uite, n-ați fost în stare. Așa este, totul se plătește în politică. Și de asta vă spun că proiectul ăsta, norocul nostru, că avem bani, că altfel nu puteam să asfaltăm aceste drumuri. Și dacă ei nu reușesc măcar câte un drum să dea pentru fiecare primar în fie într-o localitate, atunci lucrurile nu sunt bune pentru ei. Deci de asta vă spun. Iar vedeți că totuși s-au alocat deja primele fonduri pentru acestea și drumurile sunt prioritare. Deci n-ai cum. Sigur că la început mă gândisem să bag și acest proiect. Dar zic să fiu mulțumit dacă reușesc un singur proiect măcar să obțin fonduri guvernamentale astea. Deci de asta am mizat pe drumurile alea. Măcar n-ai cum să mergi să joci la două capete, știți? Trebuie să riști. Referitor la primul amendament care l-ați propus dumneavoastră, dacă îmi dați voie să vă explic. Când s-a aprobat prima hotărâre, deci actul de naștere al acestui proiect de investiții, am avut și străzile. Pe baza acelei aprobări, noi am făcut un certificat de urbanism, am obținut niște avizii, acorduri. Nu se mai poate schimba în timpul jocului. Asta ar însemna să ni se anuleze certificatul de urbanism, să ni se anuleze avizele și autorizațiile în momentul în care te duci cu o altă carte funciară. Deci ăsta așa merge în forma asta străzile acestea. S-a propus anul 1, anul 2 și anul 3 pentru că s-a luat în calcul organizarea procedurilor de achiziție. Durează cel puțin 4-5 luni, să avem noroc să nu fie contestații, să nu fie așa. Proiectarea și execuția s-a pus, deci, 2022 și în momentul în care durează atâta, așa, n-am cum să spun eu să-mi asum sau să pun din prima că voi termina în 2022. Nu, el se va termina în 2023 cu tot, cu recepție, cu tot. Doamne ajută, dacă perioada de licitație este mai scurtă, automat vă dați seama și constructorul care iese va fi foarte grăbit ca să termine, având în vedere că va fi asigurată finanțarea. De aceea s-au prevăzut 3 ani de zile, da? Ca noi să putem da drumul la proiectare, la organizarea procedurilor, la proiectare și execuție și la... În momentul în care facem proiectarea și execuția lucrărilor și acolo avem avize și acorduri de luat.
Și acolo ne ducem. De asta s-a prevăzut. Dar este posibil să se termine în 2022. Dar ca și plan trebuie să-ți iei o marjă de timp. Procedura stă 30 de zile pe SEAP, da? În termen de 45 de zile depun oferte, în termen de 45 de zile evaluez ofertele. Deci acestea însumându-se se fac luni. Ați interesat, de exemplu, la Comuna Răcăciuni, cât a durat, au durat toate etapele acestea? Că s-a asfaltat și în Doja, s-a asfaltat și în Răcăciuni. Vă întreb așa, ca idee, dacă știți cât a durat. Și după o să vin, la momentul potrivit, o să vin cu datele ca să vedeți. Nu știu cât a durat la Răcăciuni și nu putem face comparații, deoarece procedurile de achiziție sunt diferite. Poate la Răcăciuni s-au dus 2-3, poate la noi vin 12, poate vin 5, poate vin 6. De aceea noi facem estimarea... La ei a durat aproape un an, de asta zic. De asta... Deci, teoretic, la anul, în principiu, ar trebui să fie asfaltat, de asta zic. Noi căutăm să... Deci problema este că în 2022, în 2022... Discrepanțe sunt mari, adică să fie diferențe la o localitate mai mică, diferențe de 3 ani față de localitate mai mare. N-au nicio treabă localitățile, depinde de procedura de achiziție și de cei care vin în licitație. Vă dau exemplu, aici o comună de față, Săuceștiu, este aproape de noi, să știți că au avut contestație și a durat o procedură de achiziție un an și două luni. Un exemplu. O întrebare la dumneavoastră, da. Și aici nu știu dacă îl facem amendament sau nu, avem strada Zâmbrei, adică este strada care duce la cimitirul din Valea Mică. Ce de facem? N-avem Zâmbrie. La cimitirul din Valea Mică. Avem strada, știu, avem strada, Zâmbrie. Avem, dar nu aici. Sau punem pavele? Pentru că dacă am dat la Clej la pavele la cimitir și la Somuș că am dat acoperiș, și la Buda dăm capelă, ar trebui să le dăm și la oamenii ăștia ceva. Adică ori le facem drum asfaltat, ori le dăm pavele. Și aș vrea să știu, dacă asfaltăm, facem amendament și îl punem aici? Nu mai putem, asta v-am explicat, nu mai putem pune aici. Că este, nu, dar acum... Dacă este o singură stradă, se poate face solicitare, se face un proiectel mic, este până într-o 100.000 de euro și se poate face prin achiziție directă, n-ai cum să-l bagi în proiectul ăsta, pentru deja avem certificat de urbanism. Și rațiunea să vă spun de ce am făcut aici cimitirul, pentru că deja au început să vină cu morții acolo, avem capelă mortoare, s-o transfer, atunci a început să fie trafic, de asta am venit, că altfel dacă rămânea numai cimitirul, mergeam tot ca înainte, știți? Dar trebuia să facem, am făcut parcare, am făcut, deja începe toată lumea să-și ducă... Dar dacă acolo este numai o stradă, domnul primar, se poate face... Putem face, sigur, deci când o să vină la asfaltat, putem merge până la 100.000 de euro, putem să facem strada respectivă, nu e nicio problemă. Numai că acolo este altă situație, pentru că acolo este stradă, pe când aici a fost alea pusă a cimitirului interior. Și de obicei străzile nu se pot face cu pavele, străzile se pot asfalta. Am constructor, am vorbit pe sub. Dacă nu mai avem discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Ștefania, pentru? Da, pentru. Da. Punctul 8. Proiect de hotărâre cu privire la acordul de principiu în legătură cu posibilitatea de a participa la cofinanțarea dezvoltării sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău, prin finanțarea și implementarea obiectivului de investiție înființare distribuție gaze naturale în satul Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău. Deci, inițiator primar? Deci, practic, e același proiect, numai că aici aprobarea cofinanțării, în momentul când avem întrebări? Da. Poftim. Eu sunt de acord cu această țeavă de gaz care duce la Valea Mică. Nici nu zic nu. Numai că cel mai mare câștigător din tot proiectul ăsta este Delgaz. Și aș vrea să ne dați niște detalii de ce. Pentru că noi participăm cu 3 miliarde, nu? Am dreptate? Nu. Nu știu. Plus TVA. Ba da, avem subiect. Deci, noi venim cu 3... Da, noi venim cu 3 miliarde, ei vin cu 2 miliarde. Noi le punem plus TVA. Noi le punem terenul,
cu titlu gratuit. Instalația le-o dăm cu titlu gratuit, ei numai vin și încasează. Nu știu cum să abordez situația, dar se pare... Deci oamenii au nevoie de gaz, dar în același timp noi suntem aia care pierdem cel mai mult la treaba asta. Exact ca și la energie electrică, dacă țineți minte. Cumperi stâlpul, dar nu e a tău, e al tot al lor. Așa e și aici. La negocieri aș fi preferat dacă s-ar putea să vină ei cu 3 miliarde și noi să venim cu 2. Adică... S-au făcut negocieri, inițial au venit cu o sumă mai mică pentru noi, s-au negociat, da? Există e-mail-uri, a fost o teleconferință, a fost așa și am spus că nu, sub 40 nu, pentru că voiau, deci erau altele, erau cifrele, da? După aceea au prezentat foarte clar că mai jos de atât nu pot, deoarece asta este în funcție de cota eficientă și cota ineficientă. Cota ineficientă o calculează cumva în funcție de țeava care se face și nu am locuințe acolo. Iar la noi, ducându-ne în sat, asta ne-a explicat, că ducându-ne în sat la Valea Mică, sus, a spus că acolo nu are cum să stabilească cota eficientă. Asta au explicat. Iar dacă nu făceam 2 km jumătate, băi, nu intram la finanțare, nu puteam să facem, pentru că era 2 km în sus putem noi deci intra în cofinanțare. Deci au calculele lor, regulile noi lor. Dacă vrem gaz... Iar problema cu că intră în inventarul lor, sigur că da, odată și stâlpul ăla când intră, dacă se rupe mâine, îl schimbă el. Nu mai am treabă eu cu întreținerea, nu mai am treabă cu orice problemă, apar lor din cauza asta. Dar și aici când am făcut anul trecut cei 16 km, tot la fel am venit cu 2.400.000, nu? Tot noi am venit, numai că între timp legea s-a schimbat, acum sunt niște condiții în care ne mai strecurăm și noi, dar... Asta sunt condițiile, n-ai încotro. Domnul Alexu pune problema foarte bine, dar legiuitorul spune clar, Consiliul Local poate acorda cu titlu gratuit pentru utilitate publică. Gazul este de utilitate publică. Acum să știți că sunt comune care au stat 2-3 ani și nu au aprobat. Iar acum s-au dus și au aprobat. Nu ne-a spus în felul următor. Nu ne dați hotărâre de Consiliul Local, dacă nu, noi avem ce face. În toată țara avem ce face. Nu stăm să vă rugăm. Avem ce face. Deci noi am intervenit. Deci mâine este ședința lor la Târgu Mureș. Eu astăzi, după ce dumneavoastră hotărâți, va veni să transmit sau direct. Să nu transmit acest proiect de hotărâre. Faceți dumneavoastră un amendament și spuneți-l așa. Dacă tot se liberalizează prețul și este liberalizarea prețurilor, măcar să le dea la aia din Valea Mică un discount mai mare, dacă auziți, tot e. Avem cereri făcute pe agricultorilor, pe străduțele care n-au fost prise, pe voințe, și stăm cu cererile și îi spunem 2-3 ani, vă facem lucrarea, nu? Așa. Eu acum mă gândesc cum să fac eu, că acum am și asfaltarea aici și până atunci el nu-mi bagă țeava, eu am o problemă acolo. Când asfaltez, zic, băi, lasă-mi aici bucățica asta pe unde să merg cu țeava, adică trebuie să iau un calcul și faptul când vine gazul să nu mă apuc de stricat strada. Adică le calculăm, adresa, le facem, dar nici nu poți să renunți la asfalt că vine gazul. Că niciodată n-ai să le găsești pe amândouă legate. Acesta este finalul obținut. Pașii care urmează sunt următorii. Dacă aprobați, transmitem hotărârea de Consiliu Local, se transmite un contract, vine să se aprobe în Consiliu Local și după aceea se organizează licitația. Dacă nu se aprobă, rămânem, mai depunem o solicitare și s-ar putea să mai intrăm la rând la anul sau nu știu când. Dumneavoastră decideți. Noi atât s-a putut discuta și atât până la nivelul ăsta s-a mers. Anul trecut este un nivel bun, mă uitam la vecinii noștri din Bălcesc, nivelul este apă. Deci la ei se finanțează, dă de gazul 10%, într-un loc de 15%, la galben le dă 9,8%. Aici poate și faptul că suntem la europeană, poate și asta a contat, totuși atât s-a obținut. Și data trecută când am avut licitația, să știți că prețul a scăzut foarte mult la licitație. S-a venit cineva din Târgu Mureș și ne-a făcut lucrarea. Am avut un câștig de 5 miliarde. 5 miliarde au fost diferența. Da. Asta e. Da, asta e. Se obligă, fac branșamentele, fac... Să dar nu intră în prețul ăsta. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice, faza DALI și DTAC,
în vederea realizării obiectivului de investiții, modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Cleja, județul Bacău. Aici dumneavoastră ați venit cu ideea, am reluat, o să trebuiască să facem, adică punem pe fiecare stâlp lampă, inclusiv facem extindere de rețele între Cleja și între Somușca și Cleja facem aici, pentru că dacă apare capela mortoară aici, să fie lumină pe toată strada. Vom face extinderi în toate ulițele unde nu avem fire pentru iluminat, se fac aceste extinderi și va fi lumină pe fiecare stâlp. Supunem la vot, avem întrebări? Am văzut că avem un număr 391 de lămpi. Care a fost formula de calcul pentru a achiziționa 31 de lămpi? 391. Nu am zis bine, nu? Păi nu, deci a venit cineva, a venit un specialist, s-a dus, a numărat toți stâlpii. A venit toți stâlpii. Este un producător, nu știu, Elvi, parcă. Deci asumă și... Are garanție 7 ani, acordă garanție, iar la șoseaua europeană, ca să se modifice fluxul luminos, adică intensitatea luminoasă, începe până la ora 11, vei avea o lumină, după 11, între 11 și 2, nu știu cum, adică... Avem aici se pune scriere, nu știu dacă ați văzut. Da, va fi, da, va fi iluminat înțeleg. Exact, iluminat. Avem o parte. N-am primit străzile și de-aia vreau să văd. Nu, e în toată comuna. E pe stâlp. E pe stâlp, dacă e pe stâlp. Pentru că în toți anii ăștia tot au fost discuții. Că eu am lampă, că eu n-am lampă. Nu. Că mi-au adus, că mi-au adus. Punem peste tot. Asta e pe domnul Joca. Nu, fiecare stâlp va avea. Vreți să citim străzile? Deci toate străzile. Sunt și stâlpii și... În nota conceptuală. Nota conceptuală. Văd aici un referat al domnului Gherti Gabriel. Da. Și... Și vreau să vă întreb, dar secretară, de ce nu este dumnealui inițiatorul? De ce nu l-ați ajutat să facă dumnealui proiectul? Dar nu sunt un problemă. Așa, cultivăm numai cultul personalității, știți cum e. Era un referat din necesitate. Da. Trebuia având în vedere că este șeful compartimentului administrativ. Da, până la urmă să facem lucrări, nu mă interesează că fac eu, că face orice. Ia să-i dați și lui ceva astăzi. Nu, o citit acolo, că e fost viceprimar și nu e mai... Da, nu, tot e scurat, da. Să aibă și el o vorba bună, scripta mani. Să fie ceva scris aici. Să punem la vot. Ne-am lămurit, să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru parohia romano-catolică Sfântul Luca din sat Somușca, comuna Cleja, județul Bacău, și pentru parohia romano-catolică Sfântul Francis de Assisi din sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, din bugetul local. Inițiator, primar Petru Iștoc, dar aici nu este prinsă Valea Mică. Nu Valea Mică era prinsă acolo. Fericit Ieremia Valahu din satul Valea Mică. Așa ne-a trimis nouă, aici scrie Francis de Assisi. Unde e acolo? Uitați. Deci este fericitul Ieremia Valea Mică, da? Fericitul Ieremia. Da, e Valea Mică. Uitați proiectul. N-a fost o greșeală. Discuții pe acest proiect? Deci, încă o dată, a venit părintele. Da. Băieții, știu, n-ați fost dumneavoastră. Mărește cu 9.000 de lei, pentru că întâi s-au acoperit biserica, după aia s-au tencuit și acum când s-au dat seama că trebuie în prim prejur să pună o pazie ca să nu se vadă clădirea nevăruită. 9.000 de lei, la Valea Mică, domnul Gildo știe, părintele solicită să dăm 20.000, pentru că geamurile pe care le-au dat comandă sunt proaste și nu intră în preț ca 12.000. Acum am zis să aștept până la primăvară, că nu avem rectificare de buget, n-ai cum să mărești acum să pui 20.000, pentru că deja trebuie rectificare de buget. Nu s-a înțeles, inițial părintele a venit și a cerut o sumă, astăzi a venit și a spus că cu acea sumă nu reușește să facă și că i-a trebuit mai mult.
Noi astăzi n-am mai avut cum să modificăm toate documentele. Modificând această hotărâre, se modifică toate. Facem un amendament. V-am înăuntru, dacă facem amendamentul, să modifică lucrarea de buget. Exact la lucrarea lui părinte. Da. Da, de la Valea Mică. Da. Și a primit un preț, când a venit la dumneavoastră, a venit cu un preț. Dar realitatea este alta. Și-au venit o firmă, a venit și-au făcut niște măsurători. Și prețurile sunt puțin diferite, pentru că au intervenit fel de fel de factori. Domnul Gildo a fost la părinte, că se înțelege bine cu el, au discutat, deci firma care a venit i-a făcut și discount tot și s-a ajuns la 20.000 de lei. Acum întrebarea este, i-a ajuns 20.000, că la toată suprafața asta de geamuri și de uși vor trebui făcute pervaze, da. Ce mai trebuie, da. Var, nu știu. Părerea mea, el n-a luat în calcul glafurile în spate. Glafurile, exact, că nu găseam cuvântul. Părerea mea este că anul acesta nu cred tare timp să facă. Mai stic asta scumpii cu 100%. Problema este că se plânge că spune că e frig. Că geamurile intră frig. Dar e frig. Și știți cum? Da. Vrem să-i dăm banii, dar acum, astăzi au venit în seara la 4. Acum știți cum? Avem... Nu ăla îi dai, nu ăla nu îi dai. Da, îi dăm, dar nu, n-am spus că nu îi dăm. Îi dăm. Până la urmă, Iisus s-a născut într-un gras sărac, și era rece și nu știu. Da, dar vizitatori nu erau. Acum, o oră cât ține slujba, nu cred că... Nu se poate pe la anul, pe la anul, asta e. Poate până la anul mai are și altceva, poate vede și ce... Nu, el la primăvară vrea să facă și... Să la, urmă, la primăvară vrea să facă toate treptele. Aici nu ne jucăm. A fost, dată mâine, aici dacă ne dă voie, putem căuta pe piață două, trei oferte. Dar nu te încadrezi, dar 120.000 nu te încadrezi. Așa. Dar nici în 20.000. Nici în 20.000. Vă spun eu, cineva și-a făcut acum o ușă sunt vreo 3 geamuri, 64 de milioane. Și la o biserică nu cred că se încadrează. Este o gravă. Eu zic așa, să meargă un specialist, nu părintele. Părintele nu-i specialist. Să le prindă pe toate, frate. Nu veni, că o să ne trezim că vrea 3 uși, dar după mai vrea și un glaf. Nu știu. Mai vrea și două fere. Păi și ce-i de făcut acum? Păi și cum putem face? Adică păi, păi nu, dar n-avem timp acum, suntem în ultima sută. Păi am zis că îi dăm, dar imediat, nu știu, la regulă. Ar trebui să vină cu nouă să vadă despre ce este vorba, să iei rămâna toată biserica, da. Facem o ședință extraordinară, vedem între timp să vină o firmă, să facă un audit, să ved un audit energetic sau ce fac ei acolo. Vreau să vă precizez următorul lucru. O altă rectificare, dacă se va face, nu se mai pot deschide credite. La trezorerie ne-au anunțat astăzi. Mâine se deschid ultimele credite pe anul acesta. Mâine se deschid ultimele credite pe anul acesta. Dacă noi mai venim într-o ședință extraordinară, degeaba venim că nu avem deschide credite. Adică spune că astăzi aprobăm și aceștia cât sunt. Îi aprobăm și aceștia cât sunt. Dacă dumneavoastră dorește să-i dăm anul acesta, dacă nu îi rămân aprobat, nu-i dăm, iar la anul în aprobarea bugetului venim cu suma corectă. Mai bine. Da. Bine, să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale a temei de proiectare și întocmirea documentației tehnico-economice faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții înființare parc recreativ și de agrement în localitatea Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Tot vrem să facem pentru copii părculețe și parcuri unde e terenul de sport la vale, terenul mare, vorbesc, putem face încape și terenul și putem face și un parc. Facem un teren de sport care ne dă, adică cel mai mic teren care e posibil. Însemnăm teren mare, dar cel mai, la 80 de metri, cum e și la Bălcescu. La Bălcescu terenul e mai mic decât terenul nostru. Și să avem loc și pentru, eu știu, pentru tot felul de alee, pentru patine, pentru role, pentru... Exact, tot de alergat, de biciclete, evenimente ce facem noi acolo. Lămpi, adică o chestie frumoasă. Și vrem să facem un parc. Acum stă degeaba, terenul ăla e foarte mare și stă degeaba terenul. Da, da, da. Da. Ați punea o poruncă, bă. Da, punea, poruncă. Păi dacă nu, cu la urmă, asta e. Mergi la urmă. Care s-a făcut lângă drum acolo? Tot s-au basculat acolo, basculat de pământ.
La Șaric, da, e teren destul de mare și acolo se poate face un parc chiar frumos. Și acolo, bucatura, parcul ăla mare, nu, noi acum aprobăm parcul ăsta mare, care vrem să-l facem, dar facem părculețe la primăvară, o să vedem în tot, peste tot, să facem parc. Adică facem și aici jos, facem și la Valea Mică, facem și la Buda, facem și la Alexandrina și facem și acolo un parc. Da. Putem. Așa va discriminare pe părți din comun. Nu, cum facem pe cum va fi malul cu rulul? Eu m-am aici jos, la Șaric, aici. Unde este tubul de noastră? Da, dar vedeți că acolo este jos. Să știți... E, e un parc, până la urmă nu campează. Da. Să știți că m-am uitat pe documentație și în documentație, la un moment dat, s-a făcut un studiu de fezabilitate, dacă este fezabil. Și s-a luat recensământul din 2011, în care se stipula că aveam 7.000 de locuitori. Este eronat. Unul la mână. Știu ce vreți să spuneți. Populația comună se ridică la 6.700. Aceștia sunt. Da, da. Ascultați-mă. Eu știu ce vreau să spun. Lăsați-mă să termin până la capăt, să vă puteți forma o idee. Da. Degeaba avem noi 6.700 pe hârtie, când fizic avem 4.000 maxim. Și știți foarte bine că așa este. Pentru că sunt foarte mulți plecați. Dumneavoastră spuneți că e foarte bun parcul. Eu spun că nu-i bun. Și mi-asum treaba asta, deși poate pare o reclamă negativă. Spui, doamne, asta să pune contra. Am făcut foarte multe terenuri micuțe, care ne ajută foarte mult. Am făcut... Părculețele care se fac, nu poți să iei copilul între 2 și 6 ani sau 2 și 8 ani, să-l duci din centrul comunei sau din capătul ăla tal. Va trebui să facem părculețe mici și dese. Cheia marilor succese. Aici, utilitatea ar fi cam la fel. M-am uitat pe documentație, plătim undeva documentele, numai documentele, ca să ne facă studiile, de 700 de milioane. Cu 700 de milioane, eu cred că am putea să facem părculețele astea mici, facem doar renovare, cel puțin două părculețe le facem bec. Nu este un? La fel. Dacă ne așa în documentație, sunt prevăzute piste pentru biciclete, piste pentru role. Tinerii noștri nu au unde să ducă cu role în părculețele mici de care spuneți dumneavoastră. Acesta a fost conceput ca un parc al comunei, un parc mare, unde se pot organiza și evenimente, unde se pot strânge și adulții. Adulții noștri nu se vor duce în parcul de la școală. Eu aș propune altceva. Și iar finanțarea acesta. Sunt fonduri europene. Iar finanțarea merge la fonduri. Deci nu mă înțelegeți greșit că eu sunt împotrivă ca să nu s-adune oameni acolo. Din partea noastră s-adune tot. Să punem și tramvaie să mergem. Problema este în felul următor. Sparcare plutitoare fol pe exact. Părâu. Dacă tot facem treaba asta, eu dacă mă întrebați pe mine, eu aș fi mers pe utilitate să facem o bază sportivă. Avem nu parc. O să avem sala de sport. Sala de sport este în licitație, am uitat să vă spun și nimeni nu ne laudă, deci este scoasă la licitație pe site-ul CNI. Pe site-ul CNI, deci în primăvară, să va da executantul și anul viitor să va executa sala de sport care este lângă grădinița numărul 2. Deci avem bază sportivă. Baza sportivă cu sala de sport. Nu vreau să vă contrazic. Eu vă dau dreptate și noastră. Baza sportivă înseamnă altceva. O să avem de toate. De-aia spun, dacă tot sunt fonduri europene, dacă tot e, eu cred că ar trebui să mai lucrați la proiectul ăsta și să faceți bază sportivă. Baza sportivă face așa. De ce nu e bază sportivă? La orice documentație pe care o depui, este undeva că în comună nu mai sunt construcții de genul acesta. Eu am sala de sport. Să știți că sala de sport are... Obiectul este sport, da? Eu nu mă pot duce la 100, la 1 kilometru să fac o bază sportivă la momentul ăsta. În al doilea rând, sălile de sport se finanțează. Bazele sportive nu se finanțează, se finanțează parcuri. Deci noi ne orientăm cumva ce găsim să ne finanțeze. Nu că n-am bază sportivă și am sală de sport. Acesta a fost fundamentul pe ce se finanțează, facem și noi. Da. Și ar mai fi un mic punct aici. Pe lângă sala asta facem și parcurile astea mici. Să nu vă gândiți că astea rămână în urmă. Dar eu, când ai un parc mare și ai un eveniment acolo, e bine totuși. Da, adulții nu pot merge în parc. Ideea este că
Eu ce am citit în documentație aici, cu borduri, cu toalete ecologice, cu ce spuneți dumneavoastră, eu aș fi mers pe alt, cum să spun eu, nu mă înțelegeți greșit, aș fi mers pe altă investiție, adică toaletele ecologice sunt niște cutii de plastic. Da, la orice investiție, așa, la momentul ăsta, ca DSP-ul să-ți dea autorizație și mediul să-ți dea autorizație, trebuie să-i asiguri omului unde să ducă, să-și facă nevoie, da? Și toaletele alea nu chiar sunt de plastic, pentru că am fost și am văzut, sunt construite, sunt... Deci, eu vreau să spun să facem ceva... Serios dacă tot facem, adică să faci. Deci ce înseamnă bază, precedent de asta. Ce înseamnă o bază sportivă? Înseamnă să faci teren de fotbal, să faci pistă de atletism în jurul terenului de fotbal, să faci iluminatul, piste de bicicletă nu poți să faci, că nu te învârți în cerc. E altă discuție. Asta discutăm dacă vreți despre altceva, aici despre pistă de bicicletă. Deci de agrement. Tocmai asta este ideea, că se finanțează agrementul, activități recreative. La o bază sportivă nu te duci la o bază sportivă cu spunea, te duci să joci fotbal. Deci dumneavoastră îmi spuneți că jumătate de comună ar trebui să se ducă la Buda să facă anumite activități. Deci aici vorbim de fezabilitate. Dacă este fezabil. Mi-ați înțeles ideea? Adică eu așa vreau să vă lămuresc. Eu nu vreau să vă contrazic. Dumneavoastră puteți face ce vreți acolo. Dar ideea este cât de fezabil este. Din 6700 de locuitori, 3000 sunt plecați în străinătate cu subsemnatul. Mai rămân 4000. Avem 2200 de votanți, să zicem că se duc la 3000, că vreo 800 n-au fost la vot. Avem 3000, 1000 de copii. 1000 de copii, dacă îi împărțim la fiecare părculeț de ăsta, nu o să vină la Buda pentru același lucru. Ar trebui să facem ceva diferit față de ce avem. Este diferit. Parcurile pe care le avem sunt pentru copii. Parcul acesta care se propune să se face, deci este și pentru adulți. Da? Are și teren de sport, are și piste de bicicletă, are și pistă pentru role, are și bănci, are și zonă de agrement pentru adulți. Asta a fost problema, că noi în parcurile astea care sunt, adultul nu are ce să caute acolo, nu are ce să facă acolo adultul, da? Trebuie și adulților să le oferi. Trebuie să fie ceva multifuncțional. Ok, o vedeți pe așa. Este multifuncțional, dar nu mi-au dat voie să pun denumirea multifuncțional. Au spus clar, recreativ și de agrement. Nu-ți dă voie să pui parc multifuncțional. Deci chiar am căutat denumiri. Chiar am căutat și s-a spus clar. Nu, deci nu ai cum să pui. Fac și adulții sport acum, sunt mai mulți care vor. Dar vreau să citiți descrierea lui și după aceea... M-am uitat. Ideea este cum facem noi să-i aducem pe bătrâni la Buda. Dar bătrânul mai aleargă, George, da, chiar, pe bune. Când merg la biserică, când merge și în parc. Duminica se pot organiza. Dar bătrânul merge la alergat. Cine? O să fie cel mare acolo, multe. Ăla mare o să fie acolo. Domnul Cadar, aveți ceva de... Vin cu o propunere. Eu cred că idealul domnului primar este extraordinar cu parcul. Chiar mă bucură faptul că s-au gândit la... Lângă el. Nu. Dar să aleargă, George, să știu. Eu chiar din mizată propune pe lângă. Mai degrabă ne-am gândit cum mărim acel spațiu, nu să-l micșorăm sau să-l ștergem din... Păi nu, dar mărim, adică folosim la întreagă capacitate. Vreau să vă zic că este acolo în dreapta, cum intrăm... Ieșim până drum acolo. În partea dreaptă, dreapta aleei, mai este un teren al cuiva. Putem să discutați cu dâns și poate putem să-l achiziționăm. Eu zic că este un... Nu contează. Eu vreau să spun că este un parc care este amplasat într-un loc care și așa stă degeaba și este o idee foarte bună că noi ne putem folosi de acel, ce noi avem nevoie să ieșim undeva, nu numai copii. Și cine nu dorește să iasă. Dar nu-i fără de dorit sau nu de dorit. Da. Deci, domnul Cadar, ieși din casă, te duci la biserică, după ce ieși la biserică cobori pe scări și te duci în parc. Ei, nașa de la Belchia, de la Somușca, nu o să vină la Matale acolo la parc. Aici e problema. Era ideea să se facă mai multe locuri. Ascultă-le, eu am 65 de ani și mă duc. Și hai să mă, cine nu vine, mă, da? Dar uite, în fiecare seară, ascultă-le, în fiecare seară, când mergem acolo și aveți cum oamenii merg și fac jogging cu domnul, ca și aleargă toată lumea. De ce să nu l-ar ajunge? Eu când întunecă și întâlnesc oameni care aleargă pe drum. Sunt oameni care aleargă pe drum. Haideți, supunem la vot. Și mai e o chestie, dacă noi acum discutăm că sunt plecați, nu ne gândim la că noi și pentru câteva persoane faci. Adică ții, omul este în centrul atenției noastre. Și altceva ce să faci? Dacă aia nu, aia nu, ce să faci? Poate să fie care de o bază. De asta să nu pleci nicăieri de acasă. Ar fi drăguț să-i
identificăm fiecare sat. Cât pășteau toată lumea. Să punem la vot. Haideți să supunem la vot. Haideți, cine este pentru... Domnul primar, eu am identificat la Somușca un teren care este de vânzare. Dacă doriți să-l achiziționăm, facem și la Somușca un PAC de genul ăsta. Dacă dorim, uite, de exemplu, eu aș dori și mi-ar făcea o mare plăcere să mutăm monumentul ăla de acolo, din râpa aia, să mă iertați că vă spun, undeva în centrul comunei, să facem un monument cum trebuie, să facem un monument în care să avem și noi, să poată să adune lumea în jur, nu o parte stă în drum, o parte acum, stă sincer, în grădiniță și o parte stă în curte. Toate monumentele în toate localitățile sunt în zona primăriei, în centru. Asta practic trebuie să facem. Asta e. Vedeți la parava, vedeți că la parava gândind, e acolo. Dar noi nu vorbim de excepții, noi vorbim de reguli. Suntem împrăciți cu o comună franțuzească. Eu oricând sunt de acord cu voi. Problema e să găsim locul unde să-l apase. Noi ne ducem. Da, pentru mutarea unui monument trebuie hotărâre de Consiliul Local, acordul cultelor, deci trebuie să mergem la cultelor. Dacă vreți, dacă identificăm zona, nu-i problemă. Dar le discutăm. Ascultă, pe altă parte, când intri în comună, într-adevăr, dă bine că imediat în intersecția aia monumentul. Ce? Păi rămâne și ăla, eu n-am zis că te-l dă. Hai să facem, dar identificăm un spate și mai dă. Atât am fost și acum am încăput toți. S-a supus la vot, mergem mai departe. Arestul, când nici ai fost acolo. Haideți să mai avem ceva și după aia vorbim la diverse, da? La diverse. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind... Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului. 13. 12. A 12, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor survenite în execuția lucrărilor pentru reabilitare și modernizare teren de sport la școala gimnazială Somușca, în satul Somușca, comuna Cleja, județul Bacău, inclusiv actualizarea devizului general al investiției. Când ne-am apucat de terenul ăsta de sport, n-am putut, sigur, știți cum, teren n-avea loc. Într-o parte avea 18 metri, în partea cealaltă 14 metri. Și a trebuit să vină încoace, trebuie turnate acolo niște maluri ca să țină pământ. Și cam asta este actualizarea devizului, să trebuiască să facem niște maluri de beton acolo, niște sprijini de maluri. Niște ziduri, am făcut și un zid de sprijini, da, cam asta este. Trei ziduri și eu zic că ar trebui și niște bănci. N-ai unde să pui pe terenul de sport, terenul e mic. Nu, asta facem. Când facem în primăvară. Face zidurile vrem să facem drepte și atunci se vor comporta ca niște tribune. E prea abrupt acolo. Am văzut. Este abrupt, n-ai ce face. Foarte abrupte n-ai, dar când o să începem parcurile, facem și în părculețele toate care le facem în comună, o să punem și bănci peste tot, ca să fie și pentru vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul al patrulea al anului 2021 și a listei de investiții actualizate pentru anul 2021. Sunt întrebări? Da, lista de investiții a fost completată cu proiectele de investiții care au fost aprobate. Așa. De la Administrația Finanțelor Publice ne-au făcut o rectificare de buget, ne-au dat bani pentru burse, 122.000. Deci pe venituri ne-au revenit 106.000. Din capitolul 4234, 469.220. S-au repartizat pe 68.15, 57.02.01, 12.000 pe ajutoare de căldură, 65.50, 3.000 suplimentare pentru cheltuieli, pentru 57.02.03. Am o rugăminte la dumneavoastră, da, spune. Pe
chiar și pe viitor. Așa, asta e valabil și pentru domnul Jitaru, ca să știe și el. Aș vrea ca să scrieți pe toate capitolele care... Aș vrea, dacă sunteți amabilă, să le scrieți nu numai codurile, pentru că este foarte greu. Știți câte pagini mi-ați pus la dispoziție să studiez toate capitolele astea? 50 de anexe. N-am cum să mă uit pe ele și nici n-am cum să le identific. Mi-ar trebui o săptămână numai să studiez anexele. Și atunci v-aș ruga, la, spre exemplu, la venituri, nu e așa, domnul Jitaru, la venituri, aici, cred că era bine la 11.02.02 să fi trecut în paranteză capitolul, nu? Dar cred că e de acord cu dumneavoastră. Care cu zonchie de acord cu dumneavoastră? Știi că 11.02.02 sunt sume defalcate din TVA. Clar! TVA-ul ăla de 22%. Aș vrea, dacă sunteți amabilă, pe viitor să-mi puneți capitolele, și nu numai pentru mine, și pentru ei, cu ceilalți colegi. Și n-ai implicat că e pentru tine asta, nu pentru jetare. Da, spus-o, tocmai ce-a spus. Un consilier cum? El nu are și el dreptul să studieze. Un buget, când se analizează un buget, se duce pe capitol, pe articol bugetar și automat mă duc în anexă și văd, ia să văd, a respectat și în anexă scrie ce reprezintă. Da, da, dar pe viitor, promitem să vă detaliez. Vă rog mult. Da. Mulțumesc. Să punem la vot? Mai avem de... Aveți de adăugat ceva, doamne? Să punem la vot. Cine este pentru? Înainte de diverse, mai avem o suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a tipurilor de burse școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din Comuna Cleja pentru anul școlar 2021-2022. Ne puteți spune ceva? Sumele acordate conform legii. Da. 100 de lei pe elev pentru semestrul întâi, adică și 200 de lei pe elev. 100 de lei pe semestru sau pe lună? Pe semestru. Că pe eu semestru. Văzusem ceva de genul pe lună. Semestru sau trimestru? Semestru. Semestru. Semestru întâi 100 de lei pe elev, bursă merit și bursă socială. Pe semestru 2, bursă merit, bursă socială, 200 de lei pe elev. De la ce medie este bursa? Stabilește școala, deci este o hotărâre de guvern cu criterii. Bursa de merit este de la 8.50 la 10. Aia de 10 e excelența. Dar eu știam ceva de 100 de lei pe lună. Nu mai este, nu mai s-a schimbat. Păi anul trecut s-a dat 1.000 de lei. 750. 1.000 la excelență, 750 la... Și a rămas la 100? Dar am fost la decizia la atitudinea Consiliului de Administrație și a fost fiul de local. Acum... Și noi am votat pe lume. Deci eu da, a fost mai mult. Acum ai hotărârea 1019. 1000 de lei, 1000 de excelente și acum 100 de lei. Nu cred că a fost asta. 100 de lei pe semestru, pe asta nu-i bătaie de joc. Dar nu așa știu eu știu că pe lună. Pentru anul, da, dar acum, păi eu am fost la ședință și știam altceva. Este pe lună. Păi învață copilul. Păi cum mă, de la 1000 de lei la tot? Prevederile hotărârii spune clar, se dă 100 de lei pe elev pe semestru 1 pentru o lună, da? Deci, da, păi pentru o lună, pentru nu o pentru lună, pe semestru. Da? Păi asta spunea și eu pe lună. Pe semestru 2 al anului 2021-2022 se dă 200 de lei. Pe lună, pe semestru, da. Păi pe lună. Mergem înapoi, nu mergem. Nu, nu, nu mergem. Știam că pe lună, de asta am avut o semn de întrebare. Sau de aici să duci la locul? Nu, nu, nu. Păi trag ăștia pentru 10. Prevederile HG 1094 pe 2021 și dacă ne ducem păi da, dar tocmai... Nu, dar am știut că e pe lună, eu am văzut exact. Că voi mâncăm să ne plătiți, învățăm să ne plătiți, mergem la vecea să ne plătiți. Facem orice, să încurajăm, să încurajăm... Păi și atunci... Haideți să... Haideți să supunem la vot. Haideți să vă explic și dumneavoastră dacă ați intrat. Domnul George, să supunem la vot și vorbim la diverse, da? Tu deștept față de domnul Jitaru. Să vorbim. Supunem la vot proiectul. Supunem la vot proiectul pentru vot. Declar ședința închisă. Domnul Iștea, supunem la vot proiectul. Supunem la vot. După aceea vorbim, da. Da, supunem la vot. Proiectul cu bursele, cine este pentru? Toată lumea este.